Protestul de la mina Băița e amploare. Minerii sunt în continuare blocați în subteran la peste 200 de metri adâncime și au anunțat că nu renunță la protest. În același timp, Direcția Națională Anticorupție cercetează posibile fapte de natură penală în cazul societăților care activează pe platforma minieră din județul Bihor. În 2014, activitatea societății Băița S.A. a fost verificată de Corpul de Control al Ministerului Economiei. În urma controlului au fost constatate nereguli grave, pentru care în septembrie 2014 a fost sesizată Direcția Națională Anticorupție. Potrivit sesizării, neregulile de natură penală erau constatate cu privire la asocierea dintre SC Băița S.A., societate publică aflată în portofoliul Ministerului Economiei, Comerțului și Turismului, și societatea privată Băița Bihor S.A. Mai mult, în urma controlului efectuat, s-a constatat că din anul 2004 și până în prezent, firma SC Băița Bihor S.A. a exploatat ilegal. Mai exact, această societate exploata calcar de la suprafață, deși avea un acord de asociere pe licența de exploatare doar asupra zăcămintelor de adâncime. Potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Economiei, reprezentanții societății private au extras din carierele de suprafață aproximativ 500.000 de tone de calcar, iar astfel au încasat profitul realizat din această acțiune fără drept. Protestul de la mina Băița a început odată cu descinderea în subteran a unei echipe de specialiști, printre care și un inspector angajat ca terță parte, care avea ca scop expertizarea activelor miniere. Constatând nereguli majore și condiții de lucru precare, doi directori ai societăților care activează la mina Băița împreună cu personalul de la servicii au luat hotărârea de a se bloca în mină. După 5 zile, peste 100 de angajați ai firmelor de stat și private care activează acolo s-au alăturat celor aflați în subteran încă de marți. Directorul general al societății de stat, Ovidiu Deescu, a declarat că a purtat discuții privind nemulțumirile ortacilor cu reprezentanții Agenției Naționale pentru Resurse Minerale care au venit de la București, cu cei ai Direcției Generale Inspecție și Supraveghere Teritorială a Activităților Miniere și Petroliere, dar și cu reprezentantul ANRM Bihor, care i-ar fi spus că refuză să vină la mina Băița pe motiv că nu pot lua decizii sub presiune, dar în același timp au dat unele asigurări. Se va putea exploata în continuare calcar. Deci nu există o dorință de a restricționa și de a nu mai acorda dreptul de exploatare a calcarului. Directorul general al Direcției Generale Gestionare, Evaluare, Concesionare, Resurse, Rezerve Minerale și Integrare Europeană din cadrul ANRM a declarat că agenția va face toate demersurile legale în vederea dezamorsării acestui conflict. Instituția noastră face tot ce trebuie făcut ca lucrul să fie într-un stadiu normal. Ortacii blocați în subteran au primit apă și mâncare, iar o ambulanță se află la gura minei pentru a acorda îngrijiri medicale în cazul în care situația o va impune. Aceștia susțin că vor continua cu protestele până când vor avea certitudinea că dreptul la muncă le este respectat, însemnând reluarea exploatărilor de suprafață și din subteran. În mina de la Băița lucrează peste 100 de oameni. Mina Băița Plai, singura mină operațională de minereuri polimetalice din România, a fost privatizată în 2014 de African Consolidated Resources, deținută de o companie listată la Bursa din Londra.